Ok, bună Cristina. Auzi? Da? Da, Și da. bună ziua și doamnei Mihăilescu, îi spune. Bună ziua, nouă, da? Acum citesc punctele. Da. Punctul 1. Deci solicitanta noastră se numește Dănuța, da? Da. Soția domnului Mihăilescu. Punctul 1. Am avut o operație reușită de cataractă la un ochi. Urmează la celălalt. Va mai fi necesară această operație după sesiune? Cauze ezoterice. Eu cred că va mai fi necesară pentru că noi lucrăm aici în planul ezoteric al sufletului. Da? Cristina. Da, și ar trebui să completez că hipnoza în sine este o terapie și în niciun caz noi nu spunem la solicitant să nu meargă la medic, să Da. nu-și urmeze tratamentele, că o să urmeze anumite schimbări. Din partea părții subliminale, ce poate să schimbe, da? În Da. corpul fizic. Asta depinde de munca fiecăruia cu el însuși. Da. 2. În urma unei răceli recente am rămas fără miros. Cauze ezoterice, bineînțeles. 3. De unde vine esența mea și unde am trăit în viața anterioară? Anulări de contracte, curățiri, nivel de conștientizare, probabil la începutul sesiunii și la sfârșit, cum îl spunem, și de vibrație, la începutul sesiunii și sfârșitul sesiunii. 5. Există o legătură karmică cu familia mea. 6. Deblocarea canalului abundenței benefice. 7. Unificare conștiință, suflet, spirit. 8. Deblocarea și activarea chakrelor. Aici aveam ce am discutat, da? Care ele se fac în urma curățirilor, da? Dacă au Da. fost blocate din cauze ezoterice, de contracte, entități, implanturi. Curățirea locuinței de energie, implanturi, entități. Și cinematograf. Foarte lung. Ok. Care nu citesc acum. Da. Încep inducția, Cristina? De la 10, te rog. Da. Zece. Nouă. Opt. Șapte. Cinci, acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți partea subliminală a solicitantei noastre, Dănuța. 1, 2, 3. Da, avem aici o parte subliminală, sub înfățișarea unei tinere femei. Are un păr castaniu cu tentă de abanos roșcat, așa. Are codițe împletite peste urechi, acele așa Da. zise telefoane. Așa, zâmbește, este frumoasă la față, calmă, liniștită, se dă într-un leagăn. Opresc un pic și o ating, descriu imediat Da. ce gen de dat în leagănare, pentru că Da. este o chestie interesantă aici. Da. Așa. Nu se poate, nu se oprește din leagănat. Am Nu? atins-o deja, am citit informația energetică, dar ea este, râde, este foarte fericită. Lasă capul pe spate, Da. așa. O întreb dacă dorește să lucrăm cu ea și pentru ea. Și spune, toată lumea lucrează cu mine. Așa spune și se balansează, este foarte veselă. Bun. Acum hai să descriu. Da. Din punct de Deci, vedere da. energetic. Nu, din punct de vedere fizic întâi, Ah, da? ok. Deci se numește Odet. Mm.
Așa. Este o tânără franțuzoaică. Suntem la în zorii primului război mondial. Da. Deci sunt două veți precedente. Da. A fost o viață intermediară de scurtă durată între ele. Uh-huh. Bun, deci mergem, suntem trei vieți în urmă. Da. Așa, când se balansează deasupra, există o peliculă, cum sunt acele folii care le punem de protecție pe telefon, da? Da. O peliculă energetică, mișcătoare, parcă este vie, parcă este alcătuită din fotoni. Da. Ea intră cu partea din față în acea energie și acea parte a corpului ei dispare. Face o mișcare bruscă din umeri și din cap, ca și cum ar vrea să intre cu totul și spune, n-am reușit. Uh-huh. Se balansează iarăși, având și mai tare. Nu reușește să intre, deci rămâne de aici, de la barbă în sus și un pic de umeri, rămân sub peliculă. Da. Un pic nervoasă, oprește leagănul, înțelegi? Da. Și se așează invers. Da. Deci cu spatele, se balansează foarte tare. Așa, de data asta, picioarele de un pic deasupra genunchilor în jos, știi, rămân afară din acea peliculă. Deci asta este scena. Sunt doi pușteni, leagănul este legat de doi pușteni și este făcut dintr-o chestie ciudată, parcă ar fi liane. Uh-huh. Deși aici unde ne aflăm este o zonă colinară, mai încolo se văd munți. Da. Este frumos, un aer curat, iarbă verde, se zărește o casă cumva mai boierească așa, construită din piatră, foarte frumos, foarte frumoasă arhitectura acestei case, cu o curte de un nivel peste mediu, să spunem, da, ca o rânduire socială. Și godeta noastră, deci, se dă în leagăn și întotdeauna rămâne ceva. Uh-huh. Bun. Oprește iarăși nervoasă leagănul. Uh-huh. Se urcă în picioare și se ține de bare. Da. Așa, și spune, de data asta am să reușesc. Face iarăși vânt la leagăn și având, reușește să urce pe acea peliculă, da? Și din nou picioarele de o palmă deasupra genunchilor rămân în jos. Uh-huh. Ei, asta este scena în care asta e scena în care am găsit. Bun. Da. Cum facem să încep? Ce grad de conștientizare are aici, Cristina? 18. Deci, conștientizare 18. Da. Îmi spune că toate acestea nu s-au întâmplat cu adevărat, ci s-au întâmplat repetitiv în visele ei din acea viață. Ah. Așa, și că acest mod, deci îmi traduce visul, da, deși eu l-am înțeles deja, așa, dar îl traduce ca să auzim, să ne lămurească. Deci este încercarea părții subliminale de a depăși nivelul 3 și a urca în 4+. Aha. Întotdeauna, deci, există ceva, un aspect a ei, o structură, o parte care o trage înapoi în 3D. Uh-huh. Deci este hotărârea părții subliminale de a depăși materia densă și a merge înapoi în 4D, de unde ne spune că a venit și a stat foarte mult timp. Deci foarte mult timp nu a avut corp. Uh-huh. Înțelegi? Deci a exersat, spune ea, dar a exersat fără să intre într-un corp fizic. Uh-huh. Și spune, apoi am fost nevoită să intru iar în corp fizic, deci în acea viață scurtă, uh-huh, și m-au ucis, spune. Uh-huh. M-au ucis de vreme și n-am înțeles nimic. Și mă găsesc în situația de față, unde experimentez de mulți ani și mai am încă 11 vieți înaintea mea, pentru că am fost lașă și nu am vrut să-mi fac experiențele. Uh-huh. Ok. Deci acum e un efort să
să înțeleg, această parte subliminală face un efort de a recupera în Da. conștientizare, în experiențe, conform a ceea ce ea știe, da? Da. Și de a ajunge să-și facă, să-și îndeplinească programul karmic, nu? Este un program Da. karmic? Bineînțeles. Așa, și să ajungă înapoi în 4D. Acum, Da. Din punct de vedere energetic, Cristina, cum o vezi? Are un sistem de interferare ciudat, da? Da. Deci are o crinolină în jurul trunchiului. Da. Cu extensii pe picioare lateral, pe sub braț și urmează pe la spate ca un gen de sutien, să spunem. Da. Așa, pentru că se continuă și în față o bustieră. Haideți să mă exprim mai frumos, îmi cer scuze. O bustieră așa care are fire și pe gât în față și în spate, este un guler elisabetan, numai în partea din spate, și o cască pe ochi. Deci este în armată strong. Da. Este o întreagă structură energetică, da, cu benzi late de circa un centimetru jumate, doi. Deci lățimea și lungimea lor variază. Este ca și cum este închisă într-o cușcă energetică foarte strânsă, a cărei mediane și paralele transmit anumite impulsuri și preiau. Și apoi, lateral, da. Lateral de benzi, scuze, da. Deci sunt două canalicule, unul bagă energie, unul scoate energie. Pe șira spinării îl găsim pe cel de-al treilea, începând din coccis până în vârful capului și acolo, practic, cum să spun, este ca și cum s-ar fi făcut o structură falsă, înțelegi, în care sufletul este păcălit să stea, să dea mai multă prană, înțelegi, în loc să se ducă în locul lui normal. Da. Așa. Ok. Și energia asta care se duce, dă acolo, unde? Pleacă undeva? Parcă este colectată în niște vase. Deci la umărul drept și la glezna stângă. Înțelegi? Din când în când parcă ar veni niște albinuțe. Așa, și colectează această energie. Odată la 36 de ore o terestre, așa, se colectează de la umăr. Da. Odată la 72 se colectează de la glezna stângă. În acele recipiente. Între timp, când este cumul de energie, acolo se face ca un balon. Aha. Da. Și apoi vin albinuțele, iau energia și unde se duc? Într-un portal. Deschid portalul, vin noi, iau și pleacă. Nu stau legate de această ființă. Este ca și cum ea este conștientă, știi, de această structură și o consider ceva specific acestei karme, acestei vieți, pentru că și-a încălcat promisiunile, așa spune. Da. Cine e responsabil de aceste structuri și construcții? Dintr-un nor se deschide un portal deasupra noastră, așa, și apare un cap alb. Partea noastră subliminală, ce consideră acest cap alb? Cum îl consideră? Îl consideră Dumnezeu. Da? Spune că este o pedeapsă divină pentru greșelile ei. Dar... Hai, spune tu mai departe. Văd de asemenea un cumul de vinovăție în corpul energetic. Asta vreau să dau. Da. Ok. Dar întreabă, totuși, Dumnezeu este cel care ne-a creat pe noi, da? Spune. Da. Acest Dumnezeu, o luăm altfel. Deci este Tată, creatorul nostru. Dumnezeu care îl vede partea subliminală. La rândul ei, în această viață, vorbim, partea noastră, partea fizică în care stă această parte subliminală, are copii, a dat viață. Da. Unor copii. Când copiii fizici au greșit,
I-a pedepsit. Da. Așa, i-a pedepsit așa încât trebuia să ducă povara vinovăției copiii fără să ierte, să ducă până la sfârșitul vieții lor și să-i mai pedepsească și următoarele vieți și așa mai departe, ca și părinte. Câteodată da, spune. Câteodată da și de asemenea se simte vinovată, la care gura falca aia care este practic de norș cu o bucată de păr, așa de argintiu, spune că să nu punem în aceeași balanță legăturile microcosmice cu cele macrocosmice. Adică legătura părții subliminale cu Dumnezeu este o legătură de nivel mai înalt. Nu este ceea ce există între părțile subliminale care sunt într-un experiment. Așa, și tot Dumnezeu ăsta care spune că este creatorul, da, acestei părți subliminale, el așa procedează și pedepsește copiii că au greșit? Te corectează și spune că el nu a afirmat încă asta. Că e Dumnezeu. Nu, că a creat părțile subliminale. Dar atunci ce a făcut el? Să ne explice. Ca să înțeleagă și partea noastră subliminală. Spune că nu este obligat să se răspundă la nicio întrebare, prea mult ți-a spus. Să Da. stai la locul tău pentru că în fața lui ești ca o furnică. Da, sunt ca o furnică. Și Așa mă vorbești. vede el. Nu, eu nu mă Da. consider așa, da? Sunt ca o furnică, cum mă vede el. Dar eu am dreptul și tu. În această sesiune suntem legitimate de către partea fizică care găzduiește această parte subliminală. Ne-a cerut ajutorul. Deci el spune încă o dată că toată legătura lui în această scenă este strict numai cu partea subliminală și că acțiunile lui vor fi în funcție de ceea ce cere partea subliminală. Că Ok. noi deja punem prea multe întrebări și iar tu te apropii în mod vertiginos de a încălca liberul lui arbitru. Da? Ok, hai să vorbim cu partea subliminală. Partea subliminală cum își consideră, cum ar vrea partea subliminală să fie Dumnezeul ei, cum și cum l-ar vede? Așa cum este asta. Un Dumnezeu care pedepsește, care vieți la Atunci rând. când greșești, ești pedepsit, mai ales în legătura asta sacră, spune. Deci, Eleonora, dăm voie să spun că Bine. aici nu Bine. facem nimic. Bine. Așa. Ce putem face? Să închidem toate portalurile, da? Da. Așa, suntem singure, din nou, cu partea Da. subliminală. Așa. O rog să-și observe această structură energetică și să-mi spună cum se simte în ea. Da. Și spune, într-adevăr, este foarte incomodă. Este, îmi spune, este pedeapsa că am vrut să fug. Și o întreb, de unde ai vrut să fugi? Și a spus, din acele experiențe, am încercat să fug de 3 ori. Ultima dată aproape am reușit și am fost trasă înapoi. Și îi spun, ai vrea să te dezbraci de toată această structură energetică, să vezi cum este fără ea. Spune, nu pentru că este, trebuie să o port atâta timp cât sunt aici, în 3D, eu trebuie să port acea structură energetică. Deci o are și în ziua de azi, partea subliminală, în această viață. Da. Îi, așa. Și spune, nu trebuie să o port. Ceea ce am să spun eu părții subliminale în acest moment este să-și adune, nu, să bage mâna energetică în oceanul acela de vinovăție pe care îl are în plexul solar adunat, așa, și care în urma conversației cu așa zisul Dumnezeu, deci s-a accentuat și s-a îngroșat și să simtă acea energie. Și să-mi spună dacă îi place senzația pe care o are când atinge acea parte a ei. Își atinge și îmi spune că nu are senzația de apăsare, de greutate, are aceeași senzație la interior pe care o are la exterior cu acea structură, da? Și spun, bun, acea structură mi-a spus că este o pedeapsă și tu trebuie să stai în ea și este pusă de altcineva, da?
Deci este plata unei vinatele pe care o consideri tu, da? Dar acea formațiune energetică din vină pe care o ai înăuntru, care tinde să arate ca o întreagă rocă, da? Ca o bucată de stâncă, zic, este creația ta proprie. Deci tu, în loc să înțelegi, practic și vina în sine se poate înțelege și se poate remedia, da? Tu ai stocat vina a nu știu câte vieți aici, în corpul tău energetic, și aceasta, zic, uite, din profil, ca și cum o fotografiez, zic, te face să pur și simplu să ai ca o burtă, deci până la genunchi, care îți atârnă și te îngreuiază. Și zic, adună toată această structură și eliberează această vină din corpul tău energetic și apoi discutăm din nou. Zic, să vezi ce bine te simți. Zic, este ca și cum tu aici cu mine încerci să te vindeci singură, da? Vina aceasta creează, presează, da? Presează pe corpurile tale, pe corpul tău energetic. Îngreuiază. Curăță această structură și o să discutăm. Într-adevăr, și acum mâinile energetice din acel cumul, acel val, își curăță întâi, deci adună, face ca o minge compactă, așa ca o minge obișnuită. Ies tot felul de fire din această, ca un ghem de lână nepieptănată, să spunem, da? Și zic, privește cu atenție, zic, întărește-o așa să vezi ce greutate energetică au toate acestea. Cum mai sunt și luni, știi, n-a curățat mai bine, am mai resentimente, știu eu, furie, ură, tot ce exista, știi, tot ce a mai agățat la curățare, le-a curățat și le-a îndepărtat. Zic, acum deschide un portal, cum dorești tu, și aruncă toată această minge în acest portal. A făcut acest lucru. Bun. Zic, acum spunem cum te simți. Acele benzi ale structurii au început să se îngusteze. Și zic, uite, ai văzut din ce este formată această structură? Zic, pe interior, zic, tu o pavai cu vina ta și o îngroșai. Și zic, n-ai vrea, vă rog frumos, să-mi arate, dacă ține minte, momentul în care i-a acumulat această vină, în momentul când a acceptat să fie pusă această structură, da? Și îmi spune că exact în acea viață, când a vrut să treacă în patru și să fugă. Și îi spun, la început, când ne-am întâlnit, mi-ai spus de două ori că ai vrut să fugi. Și ai fost prinsă și apoi ai intrat în această karmă de 12 vieți, pentru că cea scurtă nu face parte din... Era ca un antrenament, o pregătire, știi? Deci era extra karmatic. Și îmi spune, bine, o să-ți arăt prima mea încercare, da? Bun. Deci mergem practic cu 6 vieți în urmă. Da. Așa. Bineînțeles, cu structura după ea. Da. Așa. Structura exista, da? Da, deci a fost pusă probabil aici unde mergem noi. Aha. Așa. Mi-arată un flash dintr-o viață în care îi se pune structura, dar nu o acceptă, știi? Și apoi ca în următoarea să fie fixată zdravă, știi? Printr-un, deci o văd la un consiliu karmatic unde greșelile ei sunt judecate foarte atent. Da, este în această viață, suntem în insulele Zepe. Nu mai există, ci că în ziua de azi sunt undeva în arhipelagul Prodos. Asta nu este pe Terra. Nu. Deci astea nu sunt pe Terra. Asta este un plan... da, nu este pe Terra. Hai să spun. Gata, am înțeles. Suntem în 3,2
327, coordonate 6 grade, 67, 334 sud-vest. Fii atent, este o falie energetică de exersare, într-un nivel deasupra terii, da? Deci părțile subliminale aici, știi cum sunt echipe de sportivi și antrenează? Da. Sunt antrenate pentru viața pe Terra. Da. Înțelegi? Printre alte părți subliminale, hop și partea noastră subliminală, da? Da. Aici li se dau corpuri biometrice. Da. Așa, deci un fel de clone, știi? Da. De care ele, cum să spun, le învață să folosească corpul fizic, dar nu se atașează, nu citesc aceste corpuri. Deci intră numai să le folosească. Da. Dar vezi tu că asta deja este o viclenie, pentru că știm doar că odată un corp citit va da partea subliminală energie atâta timp cât va exista acel corp, da? Da. Deci, practic, ele, sub pretextul că sunt antrenate, așa, sunt puse să citească aceste corpuri. Sunt învățate de la A la Z, da? Părțile subliminale. Cum să meargă, cum să folosească mâinile, picioarele, cum să miște fiecare mușchi din corp. Ceea ce învață bebelușul în burta mamei și până așa, dar într-un corp de adult, da? Da. Bun. Aici nu o să obținem mare lucru, sunt păzite de entități. Ele văd entitățile ca pe niște îngeri. Așa. Le ascultă, în fine. La un moment dat, partea noastră subliminală, cam rebelă, știi, o văd cu un sac în spate, da. Știi, cu acel corp, era un corp de tot de femeie, da. Așa, plinuță este în acea viață, știi? Da. Și zice că s-a săturat, știi, și iese de tot din acest corp și zboară, știi? Da. Și bineînțeles că se declanșează alarma, da. Părți eterice, niște ființe eterice, da. Văluroase, ființe de lumină, da, sunt da. False, așa vin după ea și parcă o prind într-un borcan energetic și răsucesc capacul. Așa, da. Bun. Acum să vedem ce se întâmplă. Apoi este dusă la acel așa zis consiliu, judecată. Deci ea, cum să spun, a vrut să iasă din experiența asta. Nu i-a plăcut, da? Da, da. Acum ce se întâmplă? Că am văzut o situație similară când am aruncat o privire cu o viață în urmă, înțelegi? Da. Deci partea subliminală parcă tot dintr-un borcan a fost deschis și a fost dat drumul pe această pe acest disc energetic și pe această formațiune. Așa. Am impresia că este o karmă ca un vis, înțelegi, de 6 vieți care se repetă continuu. Deci ea vrea să evadeze, este prinsă de fedeleuri, da. Da. Așa, deci trăiește câteva vieți, are o viață intermediară în care este ucisă, depinde ce sex da. Avea în viața respectivă și tot așa la nesfârșit. Așa că, vrem, nu vrem, trebuie să mergem la rădăcină direct. Da. Pentru că altfel nu curățăm niciodată. Nu. Deci, ceea ce o să vedem, o să vedem câte un aspect sau o posibilitate a unui da. Sau aspect. O viață, așa, Da, da din da. Astea 6 moduri, da? Da. De a, haide să facem și o altă mică anchetă, da? Da. Deci văd în urmă partea subliminală cam la a cincea viață cu structura energetică. Da. Structurile energetice nu sunt la fel. Da. Structurile energetice au un mod diferit și de prindere față de corpul ei și energiile care circulă sunt de culori diferite. Da, cam atât. Astea sunt diferențele, în rest nu sunt. Bun. Acum să stăm un pic cu partea subliminală de vorbă, da? Da.
Facem aici un podiș frumos, punem floricele, o apă, așa, un scaunel din iederă, cu ieder din piatră, cu iederă pe el. Stăm așa cu mâna în barbă și ne gândim amândouă, da? Da. Bun, ea este aceeași femeie tânără care am văzut-o la început, știi, cu telefoane pe urechi Da. și cu bendița albastră aici pe cap. Da. Și ochioasă, cu ochii foarte mari. Da. Se pare că, nu știu, deci rasa terestră înainte avea ochii un pic mai mari decât oamenii din ziua de azi. Deci așa am observat prin sesiune. Erau mai ochioși ca noi, Da. strămoșii noștri. Așa. Mă întreb ce părere are de tot acest scenariu, tot acest joc. Și spune, știi, odată am avut un șoricel și cine mi l-a vândut, mi l-a dat într-o cușcă și el avea o rotiță de lemn. Și el alerga în aceeași rotiță și când ajungea sus, roata se răsturna și iar se găsea jos. Spune, se pare că mă găsesc în aceeași situație. Și zic, dacă ești în aceeași situație, zic, nu vrei să ne ridicăm un pic și să ne uităm în jos, la cumulul vieților tale. Și zic, spunem de aici de sus, de unde ne-am ridicat, deci privim înăuntru liniei temporale Da, da. pe care ea și-a desfășurat această karmă. Și spune, îl văd ca un vortex, ca un vortex și da, mă găsesc mereu în aceeași situație, ci că acum mă realizez. Deci vreau să fug, sunt prinsă, sunt judecată, mi se creează vinovății, sunt băgată iarăși în carme, iarăși plătesc, iarăși conștientizez, iar vreau să fug și tot așa. Și zic, asta se cheamă o buclă temporală. Zic, tu ești prinsă într-o buclă în care tu vei exersa mereu același tip de vieți. Și zic, la sfârșitul acestui ciclu de 5-6 vieți, așa, ție ți se vor amesteca memoriile, ți se vor amesteca amintirile și tu din nou o să mai ții minte că ai trecut iarăși prin situația asta. Și zic, asta se va repeta la nesfârșit, pentru că tot timpul această vină ți se va arunca în față când nu ai făcut, când nu ai adres, când nu ai învățat, fără să ți se arate și că tu nu ai marja asta de a putea chiar să înveți, dacă ți se cere musa ai să înveți ceva. Da. Așa. Și spune că da, asta cam așa este. Și zici, dacă dorești să termin cu această buclă temporală realizată la nesfârșit, cu această propagare circulară a unor situații iar și iar, și zic, n-ai obosit să treci iar experiența asta? Și spune, ba da, acum îmi dau seama când mă uit că n-am acumulat mai nimic. Și spune, poate că singura viață în care am reușit să acumulez ceva, învățătura a fost aceasta de acum. Și zic, atunci dezbracă-te de structura aceea energetică. Zic, începe cu asta. Așa. Deci se ridică în picioare. Îmi spune cum, nu pot da jos de pe mine. Și spun, există aici unde suntem în acest punct, există două căi. Prin intenție, deci îți exprimi intenția, te concentrezi ca această structură să iasă de pe tine și să fie în fața ta. Și zic, sau îți ridici vibrația și ea se va topi o Pognește. înghețată. Da. Așa, și se va desface. Și spune, aleg partea prin a venit ăsta. Da. Punei, faceți-vă protecție suplimentară voi, Am două. băgat de două ori nasul pe portal, am închis a treia oară și pentru că scot, o învăț să-și Da, scoată da, structura da, da, și venit vor, înțelegi? da. Deja tună și bubuie, au venit niște îngeri, vi descriu eu imediat Da. pe îngeri, înțelegi? Au băgat capurile din portal, așa ne ridicăm vibrația pentru că Ridicați tot îi vibrația. vedeam.
Și nu există alt tip de interferență. Deci ceva a avut în viața asta, dar a eliminat. Și a Da. eliminat de curând, mă bucur. Da. Așa. A avut o conexiune ca soțului și a eliminat-o. Mhm. În fin. Așa. Pune intenția, sare structura, Da. partea de sus, și se unduiește, știi, ca și cum ai arunca un sistem de arcuri, știi? Da. Și are încă acea autovibrație, știi? Da. Bun. Se întinde, spune, vai ce bine este. Și vezi, dacă eu ți-am spus de la început să o scoți, nu ai vrut. Spune, am avut frici și am avut, le-am mai îndepărtat când am curățat și vinovăția. Aceasta, spune, mă apăsa foarte mult. Și spun acum, conștientizează vinovăția cui? Zic, ești într-adevăr vinovată de ceva sau ți s-a impus? Zic, care a fost ultima viață înainte de acest ciclu de încarnare? Așa. Se uită în sus, știi, la portalurile acelea înghețate și spune, tu nu vezi, deja au venit după mine. Și zic, tu nu vezi că ești deja înghețați. Și zic, și zice, cum face astea? Și spun cum face oricare, prin intenție, sau construiesc pur și simplu, dacă vrei să muncești, zic, construiești cu mâinile energetice. Dacă nu, totul se face prin intenție. Spune, vai ce simplu este. Și îmi zice, la ce chei ai tu acces de poți să le faci asta. Și zic, cui? Lor. Și zic, uite-te în partea de jos a îngerilor și spunem ce fel de picioare au. Și spunem, zic, sunt acele sandale aurite, acele picioare fine pe care noi le vedeam în icoane când eram copii, pe la bunici, pe la biserici și asta. Sau ce sunt? Zic, aici sunt în fața ta, în toată goliciunea lor. Și tu poți să-i studiezi. Zic, este ceea ce suntem noi învățați să iubim, da, și să dăm iubire într-una și să considerăm mai presus de noi, pentru că ăsta este sistemul în care am fost înrobiți și formați. Și spune, da, acum realizez că ceva atât de frumos în partea de sus, atât de luminos, în primul rând, n-ar avea o lumină rece, cum simțeam uneori, și spune, în al doilea rând, n-ar fi avut astfel de formațiune de picioare. Spune, acestea parcă sunt copite de paianjen, sunt picioare de muscă la unii și spune, văd în spate și ceva ca demon. Copile de demon. Și zic, da, ele sunt, zic, pe grade și pe de mai multe feluri, au mai mulți creatori. Zic, sunt programe. Zic, draga mea, toate acestea sunt programe. Zic, nu trebuie să te sperii. Zic, este ca și cum ai vedea un film la televizor, da? Și vezi tot felul de personaje fantastice. Ca la urmă, actorii într-un filmuleț, după ce s-a terminat filmul artistic propriu-zis, se dezbracă de acele costume, de acele măști și sunt normali. Și spune, mă întreabă, ei sunt normali, ca și noi, și poartă costume? Zic, costumele lor de aici se cheamă holograme. Și dacă sunt sau nu normali, zic, asta poți să vezi și singură. Cheamă unul dintre ei sau doi, cât dorești, în față și uită-te la el, studiază și atinge-l. Și adu-ți aminte când ai venit în contact cu ei și cum. Citește informația energetică. Pe baza acelui cod energetic, acelei informații energetice, zic, mergi în memoria cea mai adâncă pe care o ai. Și scoate-o la suprafață și citește-ți-o. Face lucrul ăsta, deci deschiață un copitat. Da. Deci în partea de sus îl mai fuste de lumină, așa, frumos, blond, bucălat, așa, în brațe longiline, zic, spune tu, zic, atinge-l, zic, are el un corp de carne în care plânge și se chinuie și
al cărui blocaj, zic, le duce în spate împreună cu toată greutatea Universului pe umărul lui, zic, sau este numai fum și eter și energie furată de la alții? Zic, ea percepe-l. Și zic, întreabă-l de ce în partea de jos i s-au ridicat fustele și i s-au văzut picioarele și spune că asta este amprenta energetică a ființelor care îi domină sau îi creează sau care îi trimit. Și zic, în acel cablon blocat, da? Zic, citește de la distanță amprenta energetică, știi? Deci, pe măsură ce ne apropiem, este ca și cum ar fi o față uriașă, știi, estompată într-un nor. Deja partea asta unde a fost gura a devenit un vid, un void, știi? Partea asta de sub barbă, ochii și se estompează. Și zic, culege informația de acolo și spune-mi ce se întâmplă în acel nor, din ce este alcătuit. Și spune din particule minuscule din leptoni, de energie electrizată este acolo. Și zic, este asta o creație normală cum suntem noi? Zic, bagă mâna energetică prin tine și simte-te. Cum ești tu? Spune, sunt numai lumină, iubire și căldură. Zic, asta este o ființă de la creația normală. Zic, toate acestea din față sunt holograme, sunt iluzii. Își mai plimbă o dată mâna prin această scenă, pe această scenă, prin spatele acestei scene, știi? Deci pipăie și încearcă să înțeleagă. Și spune, asta nu este ceva natural. Spune, totul este o iluzie. Este ca și cum tot ceea ce am știut acum se prăbușește și universul meu se prăbușește odată cu toate aceste informații, știi? Și zic, întotdeauna ceva trebuie să se dărâme pentru ca să se nască ceva nou în loc, da? Zic, toate aceste filtre, acestea au fost filtre ale cunoașterii care ți-au fost puse. Totul s-a dărâmat și a devenit ceea ce este, nimic. Iar acum tu trebuie să pui bazele ființei noi pe care o construiești cu adevărul drept coloană, drept sprijin de bază. Îți reconstruiești universul în funcție de lumina adevărului pe care îl percepi acum. Și spune, da, vreau. Zic, atunci scanează-ți încă o dată memoriile și spune-mi, te rog, cum ai ajuns în situația asta, da? Bun. Mă duce la o civilizație primitivă. Suntem în era asta, da? Da. Deci, cum să spun, au trăsăturile cam necizelate, poartă deja haine. Da. Așa, dar sunt oameni din grotă. Sunt un pic, știi, trăsăturile lor. Dar ce mă distrează, că toți au o tunsoare ciudată, o tunsoare tip castron. Da. Știi, toți sunt mai mult femei și nu mai mult bărbați sunt. Poziția lor nu este complet bipedă. Da. Sunt un pic... aplecați în față. Un pic, da, aplecați în față. Deci asta, deci ei ies dintr-o, mai să fie că este o poartă într-un zid de cremene, nimeni n-ar fi putut să facă poarta asta în mod natural. Și are patru găuri acolo, știi, ca și cum ar fi o cheie. Da. O cheie care deschide această poartă, știi? Deci ei sunt în afara porții, percep acel culoar, știi, pe da. Unde parcă sunt aduși și puși, știi, cum sunt în muzeele de istorie naturală și sunt puși acei oameni așa, parcă sunt puși în peisaje. Deci undeva în spate există un laborator, este un vortex, așa, are trei filtre de culoare diferită, unul este verde aprins, unul este portocaliu orange, dar și unul este galben. Toate aceste
Vortexuri, deci ca să ajungi dincolo de tunel, asta vorbesc dincolo de poartă, ce văd de sus, știi, scanea și văd. Da. Așa, deci ca să treci prin aceste nivele, trebuie să ai o energie foarte, foarte joasă. Deci, culorile le-am descris, dar vibrația culorilor lor, deci au o semnătură energetică cumplită, înțelegi? Așa, se curbează acel tunel și devine ca un... Ca un topogan. Ca un topogan. Dacă mergi și te așezi pe el, cazi mulți metri. Cred că este în jur de 5-6 km cu rapid. Apoi este ca un puț, deci se face vertical. Să nu intrați acolo, Cristin. Nu, eu studiez din afara lui. Da. Deci mă uit la el, dar mă uit înăuntru, înțelegi? Da. Sunt în cremene înăuntru. Da. Suntem, înțelegi? Într-o bulă, într-o pastilă suntem Da. energetică. Și nu intru acolo înăuntru pentru că sunt energiile foarte joase. Ar însemna să scad mult prea mult vibrația la un nivel de risc. Nu. Așa, deci alunecă la un moment dat la circa 10 km de cădere într-una. Așa, deci lin se face iar o curbă, iar mergi. Înțelegi? Se face o intersecție și sunt două guri. Una iese afară, una merge în jos înăuntru. Așa. Cea de afară, deci este, cum se spune, se termină cu o situație similară din cea în care am plecat, știi? Da. Iarăși, grup de ființe, mascul și, deci femei și bărbați, scuze, așa, sunt într-un stadiu anterior ca civilizație celei care am văzut-o, da? Da. Deja. Și tot așa. Bun. Da. Dacă coborâm pe cealaltă gura tunelului, coborând, este o intrare într-o stâncă unde, cum să spun, este un scanner în toată regula. Este un scanner ca cele mai moderne scanneri în toată regula, care parcă scanează, știi? Deci se închid două uși și scanează ceea ce intră acolo. Da. Așa, și când mergem este un laborator în toată regulă. Sunt umane aici, sunt umanoizi, sunt niște ființe mari cu picioarele, știi, ca curbate, știi, Da, nu sunt da. verticali, așa? Și sunt corpuri, sunt foarte multe corpuri. Deci este aici, cum să spun, cea mai modernă tehnologie care poate exista în ziua de azi și mai departe. Medicală Da, vorbim. da. Văd lasere, văd aparate, văd, se lucrează la acele corpuri. În spate sunt niște clone unsuroase. Așa le percep eu, că sunt Da. unsuroase. În pielea goală, de hibrizi de mai multe Da. rase. Sunt și umani, dar cu trăsătura celor de afară. Da. Mai neandertal, mai Da. primitiv, mai așa de diferite faze. Acele clone sunt deja, au deja părți subliminale prinse de ele, da? Și li se... Ele sunt prinse printr-un vortex. Sunt aduse de undeva. Mai în loc să mă uit la ce fac ăștia, mai bine merg pe traseu de unde sunt aduse părțile Da. subliminale și în ce condiții. Da. Da? Suntem în anul 4048 înainte de era noastră. Deci aceste ființe se numesc, sunt din rasa Nardi. Da. Nardic. Sunt Nardic. de... Așa. Ei locuiesc pe o planetă care seamănă cu o floare. Da. Deci are un colac în mijloc și de jur împrejur sunt șase planețele, înțelegi, care aparțin de colacul mamă. Da. Așa. Singurul lucru care
îi deosebesc pe cei de pe colacul principal față de ceilalți sunt culorile. Deci sunt oameni roșcați, un roșu frumos, da. Portocaliu, un roșcat orange, sunt oameni albaștri, sunt oameni galbeni, sunt verzi, sunt violeți, da. Așa și turcoaz. Bun. Corpurile lor sunt translucide, da. Deci față de corpul terestru au o fizicitate 8%. Deci sunt ca niște avatari. Da. Culorile sunt date de energiile cu care lucrează. Da. Chakrele lor nu sunt ca noastre, sunt orizontale. De fapt, structura lor este practic un cumul de 18 chakre, de nuanțe diferite și sub o mânie de subchakre puse, știi, orizontal. Asta este esența lor. Da. În care trece un corpuscul de lumină vie, da? Da. Ceea ce îi face asemănător cu oamenii, umanii, este un înveliș și un avatar pe care ei și îl iau ca să experimenteze. Ok. Da, suntem dincolo de constelația Gemenii. Da. Așa. Dincolo de Gemeni. Cristina, aici unde am ajuns, vezi și partea noastră subliminală? Văd partea noastră subliminală și aici, cum să spun, aici se, de jur împrejur sunt acele ființe. Deci, acei monștri uriași. Și mai sunt și alte rase, știi? Da. Nu pot trece de un inel energetic. Nu pot trece, știi? Ei se izbesc de inelul energetic al acestei formațiuni de planete. Este ca o mică galaxie. Cine nu poate trece? Ei care vor să ajungă acolo. Ah, ăștia monștri? Da. Deci sunt de mult timp, sunt de echivalentul la 125.000 de ani terestri, sunt acolo în jur și așteaptă momentul când vor pune mâna pe această lume, pe acești cristalini minunați. Deci, cum să spun, ei, din corpul lor s-au extras acele cristale lichide care se folosesc la tehnologiile noastre astăzi. Din avatarii lor furați, înțelegi? De acolo este tehnologia asta de transmis. De cum să spun, aceste ființe au o putere de rezonanță uriașă față de ființele din alte lumi. O ființă de asta poate fi folosită ca un transmițător, receptor, de unde la distanțe foarte mari, știi? Da. Și le sunt necesari. Au da. Ei planuri, au planuri și așteaptă răbdători. Planeta în sine, sistemul, că este un mic sistem planetar aici, după da. Cum am descris. O mică galaxie în devenire este practic. Da. Așa. Ei tot așteaptă răbdători, au încercat, au eșuat, generații peste generații. Așa trăiesc în jur de 30.000 de ani, ființele acelea înalte. Ăștia așa, monștri. Da, monștri ăștia înalți. Mai sunt și alții mai mici, vin, pleacă, își aduc aliați, nu se lasă, știi, până nu pun... Da, dar mai prind, deci au mai prins din avatar. Au mai prins pentru că ființele de acolo pleacă să experimenteze. Da. Pleacă niște bărci unduitoare lungi, înțelegi? Dar energia lor este foarte mare. La un moment dat creează un sistem de vortexuri da. În prejurul planetei, știi? Ca o la distanță mare totuși față de la, să spunem, în sistemul terestru, circa 15.000 de kilometri de jur împrejur. Creează un sistem de vortexuri duble acoperite, înțelegi?
Pe unele le lasă libere cu ieșire unde se duc ele. Pe altele sunt cu ieșire acolo unde am descris, înțelegi? Ființele de acolo știu că este acest sistem de vortexuri. Câteodată se mai încurcă treburile. Și o mai iau pe vortexul care nu trebuie. Și atunci, deci cu foarte mare grijă, așa, sunt într-adevăr puse niște borcane când sunt prinse. Este o plasă energetică care le perturbă curenții. Deci toată chestia este că atunci când ajung în partea asta de univers, fiecare dintre cele trei componente acestor ființe o ia raznă. Adică sufletul are o vibrație, deci oul, știi, are o vibrație, spiritul are o vibrație, așa și conștiința alta. Deci prin modul ăsta îi poți scinda și folosi, băga în borcane, puse să citească clone, ulterior sunt păcăliți și încarnați și așa mai departe. Deci asta este mecanismul. Ok, partea noastră subliminală a ajuns aici în urma intrării într-un vortex din ăla de acolo, da? Da, da. Păi atunci trebuie înainte de a intra în vortex să-și exprime voința liberă că nu vrea să experimenteze. Da, exact la intrarea din vortex o să oprim scena, da? Da. Deci ei intră într-o mișcare circulară de turbion, exact cum era chestia pe care o văzusem mai devreme. Vezi cum se duplică realitățile, știi? Da. Esenței se duplică în funcție de memoriile ei. Da. Se creează matrici false, știi, de experimentare. Da. În caz de ființă așa amintește, știi, să spună că este acea amintire. Exact. Așa este să se confunde. Da, să confunde. Da. Ok. Bun. Așa cum stau ele, stau culcate, știi, părțile subliminale, sunt ca niște vârfuri de laser acolo, în acea formațiune energetică, oblice, nu culcate. Sunt ca niște bastoane de lumină. Deci aici sunt în supra-suflet? Nu, este o formațiune, o construcție. Este o formațiune, este ca un uter artificial, să ne exprim. Da. Iar ei sunt ca semințele din acel uter, din acel bebeluș. Deci pleacă să semene o lume, cum ar veni. Da. Așa, să ajute la asemănarea unei lume. Este o planetă roz foarte frumoasă, unde trebuie să ajungă undeva la dincolo de Venus, în fine. Da, în partea, deci de la Venus este drumul, în fine. Așa. Pentru că eu automat m-am gândit, știi, roz, Venus, știi, da. Venus de-ai mei, înțelegi? Și mi s-a da. Dat răspuns, știi, replica, am primit informația. Așa, și deci partea noastră subliminală capătă o poziție verticală, știi, da. Și spune stop, așa, se creează un geam energetic și spune vortexul acesta nu este cel bun, este unul din acele vortexuri, capcană în care frații și surorile noastre s-au pierdut. Da. Și spune, eu nu vreau să experimentez prin acest vortex. Vreau să ne oprim acum și aici. Face acest lucru, se frânează sistemul lor de propulsie, transport, da. De, așa, acel uter, să spunem, da. Artificial. Celelalte esențe sufletești, ce să murmure, este ca un consiliu, ca o discuție da. Prietenească. Așa, partea noastră subliminală face ca un cinematograf da. Uriaș și arată toate întâmplările vieții ei. Da. Așa. Se întoarce nava, această linie se dizolvă de la sine, ei intră printr-un vortex normal, înțelegi, și ea este acum aici. Ok. Deci suntem acum și aici, pentru că altfel nu a avut cum. Da. Deci nu trebuie să vă mai aduc eu. Nu, este singura, cum să spun, singura viață din cele sistemele. Din cea mai rămas. Da.
Deci linia temporală a fost topită, anulată până la această viață. Da. Până aici și acum, da? Da? Da. Nu, până când a intrat în această viață. Da. Ok. Cristina, trebuie deci, să facem... un pic, să spunem, structura așa a scos-o atunci. Așa, da. Nu mai e așa. Legătura cu acele entități era una karmică care se repeta ciclic, karma, inclusiv pentru că era o karma de șase. Da. Da? Și asta este a patra viață dintr-un ciclu de șase. Legătura cu aceste entități nu mai există. Da. Bun. Putem să facem unificarea? Nu este scindată. Nu? Știi ce este scindat? Deci... Mm. Spiritul și și sufletul sunt una. Da. Știi? Conștiință. Pentru conștiința, pentru că, cum să spun, este împrăștiată. Da. Din experiențe. Da. Și spun să-și adune toate informațiile, așa să le recitească. Ii, tot îmi apare tu, Eleonora. Mi-apare Arhonul, măi. De ce? Mi-apare fața, îmi deschide portal, pentru că este responsabil de toată șmecheria asta, înțelegi? Spune-i părții subliminale să mai afirme o dată, să audă. Deci a afirmat, nu da? Se lasă, e așa de urât, anulez. Da. Ia să-mi deschide un portal secret, da, fără coordonate și să iau partea subliminală, să te iau și pe tine, pentru că știu cum să deschid. Gata, să nu ne poată citi coordonatele. Uh-huh. Așa, bun. Deci își adună mintea partea subliminală. Iar a venit asta. Gata, am descoperit de ce. Da. Leonor, avem de-a face cu o situație deosebită, da? Da. Deci o parte din mintea terestră este înlocuită de o formațiune arhonică. Ok. Deci, pentru că este numai strict pe viața asta, da, blocăm tot, blocăm da, orice portal care s-ar deschide, mergem la Consiliul de Încarnare de pe viața asta, anulăm contractul prin care această minte este înlocuită practic. Deci este ca și cum ființa ei ar fi transformată în una bionică încet, încet. Știi? De asta tot vedea. Și nu reușeam să văd pentru că aduna. Da. Conștiința aduna. Știi? Mintea da, care alerga era împrăștiată peste tot. De peste tot. Așa. Bun. Dacă tot am ajuns aici, o să ceară partea subliminală să experimenteze liber, fără toate legăturile karmice cu oricine ar fi, fără toate stringurile nebenefice cu oricine a cunoscut în această viață, da? Să-și taie toate stringurile. Fiecare ființă trebuie să se dezvolte în mod individual. Da. Că se reformează stringul de iubire față de copii, față de soț, înțelegi? Da. Este un string curat în care se transmit energii benefice și de înaltă frecvență. Canalele vechi nu ne mai trebuie, se curăță absolut tot cu ocazia asta. Și spune de asemenea că nu vrea niciun program limitativ care să-i frânează evoluția și viața. Sau mai bine spus, înțelegerea, nu evoluția, pentru că evoluția, știi, ne duce cu da, gândul la ascensiune și ascensiunea la, din punctul aici, din care am plecat. Da. Da, așa, bun. A spus, a închis portalul, i-a lăsat acolo, a venit în viața asta cu mintea cum trebuie, da, nu mai vine niciun arhon, nicio niciun nimic, da, da? Ce o frumusețe, simpla amintire a numelui lor, ca să știți. Deschide porta. Deschide portal energetic și ei încearcă să intre, pentru că acest cuvânt are o rezonanță electrică și ei lucrează pe frecvențele electrice. Da. Așa că cel mai bine să-i... Deci, și dacă citiți un material și n-ați blocat să portalul, nu-l citim. Vă
Decizie să-l citiți, să ne Nu, să nu informați? citim numele, numele Nu, acestei blocăm. Blocăm. Blocăm tot. Da. Așa, bun. Cum se simte partea noastră subliminală acum și aici? Spune-mi, vine să mă întind așa, să mă lățesc pe o canapea la soare și să nu mă mai ridic, spune. Așa spune. Și acum, uite, este o bătrânică de 90 și ceva de ani, da? Da. Are o rochițică albă, vaporoasă, are o pălăriuță de soare, așa, este frumoasă, bronzată și admiră marea. Și spune în sfârșit, îmi spune bătrânica, în sfârșit, o viață din care am înțeles ceva. Este viața decisivă în care a înțeles totul. Da? Da, spune aia mai multe, dar prefer să mă opresc aici. Da. Intrăm în altele. Da, în fine. Nu, da. Așa. Bun. Deci am făcut reunificarea, Cristina. Da. Să meargă pe canalul Abundenței. Deci nici nu s-a lăsat invitată. Deja formula întrebarea și era acolo. Deschide, nu știu dacă dumnealui i-am făcut. Nu știu, nu mai țin minte. Nu cred. Atunci să-l invite și pe soț. Să facă fiecare canalul lui. Să și-l curețe, da? Și le fac gemene și bagă mâna unul la celălalt. Așa. Că vezi tu că iubirea transcede materia cu bune, cu rele. Da. E o viață împreună și iar mi-apare flash-ul cu bătrânica și dă din deget și spune sunt mulțumită. E drăgălașă foc. Știi? Deci, da. Da. Ne uităm pe puncte un pic? Da. Deci a avut o operație reușită de cataractă la un ochi, întreba dacă să mai facă și pe al doilea și pe a doua, la al doilea ochi. Când partea subliminală își pune în gând ceva și influențează partea fizică, toate se întâmplă. Chiar și faptul că s-a operat și a reușit, să spun că nu este numai maestria medicului, că medicul vindecă pe din afară, dar pe dinăuntru partea subliminală a vindecat. Să meargă să facă cu curaj și cealaltă, să îndepărteze pielița cauza fizică, să nu uităm ce gen de implant a avut, așa, multe se vor schimba și operația aceasta va fi mult mai puțin complicată decât cealaltă. Și apoi sunt acele câteva secunde de durere, dar după aia... După aia, da, da. Da. Doi, în urma unei răceli recente a rămas fără miros, cauze ezoterice. Deci ajunsese la un stadiu când simțea mirosul lor, înțelegi tu? Da. Așa. Mai mult ca probabil că îi se desfundă năsucul. Înțelegi? Deci da. Era o prelungire a căștii. Da. Ca să nu simtă mirosul. Mm-hmm. Când simte mirosul, partea subliminală sună clopoțelul, este în alertă și îi simt. Da. Lângă noi. Da. Pentru că, deci, această caracteristică o are doamna pe care o curățăm azi. Deci, dacă unii văd, unii aud, știi, unii simt, unii miros, doamna are clar miros. Mm-hmm. Pe care în curând și îl va desfunda și îi va dibui de la distanță. Da. Când se vor apropia. De unde vine esența, am văzut, da? Da, și ce frumos. Da, și aici era punct, dar cred că n-a știut, de fapt, de unde a trăit în viața anterioară. Cred că vrea să vadă din viețe anterioare, da? Am povestit vreo deci, trei. Deci, da, am povestit cu trei vieți înainte. Dacă dorește și informația asta în viața anterioară, da. Așa, în Belgia o văd, da. Dar a murit ca fetiță la vârsta de 10 ani. Uh-huh. Anulări de contracte am făcut, curățiri. Nivelul de conștientizare la începutul sesiunii l-am spus, nu?
Da. 18% și acum, la sfârșitul sesiunii, care este un proces, trebuie să precizăm, Da. care va, da, 29. 29 și va urca, da, fiind un Da. proces. Da, este în urcare. Pe Da. măsură ce se metabolizează informațiile, se înțeleg, bineînțeles, deci este, cum să spun, un salt vibrațional foarte mare. Da. Dacă are o legătură karmică cu membrii familiei, probabil Întotdeauna. că da, sunt. Da, au fost, ai văzut ce a spus. Da. Da, deci sunt legături karmice, a avut legătură karmică și cu soțul dintotdeauna. Te bloca, deci abundența canalul am făcut. Deci a venit în familia asta ca o lumină. Da. A venit ca o lumină, cu, știi cum o văd eu în mijlocul familiei, cum sunt acele geizere, știi, a cărora apă țâșnește, dar din ea țâșnește lumină. Deci ea este darul de lumină din această toată familie. Unificarea am făcut-o. Da, curățarea o să o facem locuinței la curățări și da. Deci Cine? deja, scuze, deja mi-a arătat că și face geyser, cum a spus Da. mai Bravo. Avem cinematograful care chemăm toți membrii familiei devreme. Da. decedați și cei în viață care vor să vină și să primească informația din această sesiune pe care partea noastră subliminală le-o dă. Da. Da, eu fac o cupolă mare de energie. Da. Ca la stadion, ca și cum ai Da. așa, și ei vin aici, iar partea subliminală, fii atent, o pun să-și facă curățarea corpului mental Da. și emoțional completă și toate părțile subliminale, pe lângă informația care o primesc, să vadă și acest proces. Da. Poate. Da. Poate și curăță și ei din emoții. Da. Bine că știi că corpuri de astea. Cei decedați nu le mai au, Nu numai le mai, cei da. vii. Nu mai au, Da. e, da, corp emoțional, doar Nu mental. contează, știi că câteodată sunt atașate de emoții ca de un string din viața Da, anterioară da, da, da. și mai rămân lipiți sau Rămân. de cei dragi. Da. Da. Bun. Trebuie să transmită și la pisicuță Miții, care e decedată, și Tomi, cățelul. Haideți să spun că Miții spune cu Miții o să se întâlnească. Da. Da, Miții este tot pisicuță, Da. așa, e pisicioaie, este mare, Da. așa, și cu Miții o să se întâlnească. Îmi Da. spune Miții să nu stric surpriza, dar o va simți că ea este. Este esență, nu are suflet, Da. are numai esență, dar are un corp emoțional așa de frumos și de bine dezvoltat. Știi? Adică este foarte senzitivă această esență. Bun. Iar cățelul deja Tomi. mi-a spus, da, cățelul Tomii, deci i-a spus părții subliminale a solicitante noastre că după atâta timp, că tot pe ea a iubit-o mai mult și acum tot la ea te gândești. Este Da. gelosă, o să-l curățăm un pic de emoții, se pare că, nu știu, a fost gelos, deci simțea că stăpâna regretă pisicuța, știi? Da. Așa, deși îl iubește foarte mult și îl îngrijește, parcă tot nu este mulțumit. Și spuneam să-și curețe și el corpurile și să-și taie toate stringurile și toate conexiunile, Și să cățelul primească e efort. decedat. Da. Așa. Așa. Deci e mai acută gelozia. Da. Mai acută gelozia. Da, că acum a Hai plecat. să spun cum îl văd. Da. Deci îl văd ca pe un cățel alb cu maro cafeniu și cu urechi moi. Ah. Este încarnat Eleonora. Da. Este viu acest cățel, sigur că da. Da. Dar îl cheamă Jim Da. în viața asta, da. Ok. Jim este încarnat. Este labrador. Da? Și Da. este Este fericit? labrador. Are stăpâni?
Da, are stăpân, are o stăpână, o domnișoară, o fată. Deci este, cum să spun, stă pe un pat întinsă pe burtă, cu genunchi în sus, știi, și dă din picioare, cum fac, are în jur de 14 ani. Și cățelul stă răsturnat cu burta în sus și colabă în sus. Și din când în când mă linge stăpâna pe mână, ea se joacă pe un telefon. Da. Da. Avem niște decedații din familia doamnei, părinții, să le Da. transmită, Ilie și Ioana, Da. Olimpia, Vica, Cati, surori. Dar le-am chemat deja, ele au Le-am înlocuit. chemat, da? Bine. Sunt, nu sunt sub cupolele mai Da, aici. toți, bine. Păi mi-a scos din cupolă. Ai, bagă-i la loc. Da. Bagă-i Deci la loc. au primit Păi a informații. venit, da, cam un lung șir, tot merg în jos, a fost prima parte de cei chemați și acum era următoarea, decedați. Da? Mă Nu duceam. știu câte părți sunt acolo, dar Multe. fiecare, știi cum, ca sunt ca niște peștișori cu gura deschisă și fiecare și-a primit viermișor de informație, se spune. Da, și aici doar mai sunt copiii de care i-a nenăscuți, vrea să le ceară iertare. Și gata, am terminat. Spune că de fapt, un singur copil a avut partea subliminală, atât Da. din tot ceea ce s-a întâmplat. Restul au fost Fără, experimente. da, Da, experiment. da. Ok, Cristina, trecem la curățiri. Da. Am făcut Am curățirile. făcut. Trecem La la curățirea casei. casei, da. Așa, deci își face acea coloană, acel geyser Da. în mijlocul casei și face vortexul și adună tot. Da. Plină casă de holograme, domnule dragă. Da. Fiecare cuvânt generează hologramă. Da. Dacă spui, el vine, spui, el vine. Da. Avem liber arbitru, mai mult nu pot spune. Deci să curețe toate astea. Da? Noi să ne curățăm și noi, Cristina. Nu e Leonora, până nu termină partea subliminală și nu pleacă, eu nu mai curăț. Eu Bine. nu pot, da? Tu Bine, trebuie să o curăță-te urmărești. acolo, dar trebuie să o urmăresc. Nu pot simultan, ceva iese strâmb întotdeauna. Am Bine. observat, deci rămân cu reziduri, câteodată mă înțapă prin picior, știi, mai pocăne prin casă, Așteptăm ceva să... atunci, Da. așteptăm partea subliminală. Tu curăță-te pe tine energetic, cum ar veni, știi, dă rezidurile afară, prin respirație și așa până atunci. Gata. Tu ce? Ei, că nu m-a nebunit, a făcut un piepte energetic în casă, cum să spun, ca și cum ar fi o coamă de leu, știi, pe casă și o trage, adică reverifică, Da? înțelegi? Da, din vârful casei, așa, în jos, știi? Bun. A pus și un preșuleț energetic la ușă, înțelegi? Și spune că cei care intră aici, așa să-și lase rezidurile afară. Că noi suntem curați aici în casă, spune. Și pe acel preș scrie ca un neon fericire. Super. S-a prins, da. Bun, să-și deschidă un portal cu sens unic, să meargă în corpul fizic. Da. Așa, lin, lin, așa. Și face ca un topogan. Gata, a plecat. Toate părțile subliminale astea să plece. Așa, și acum noi ne curățăm casele. Da. Gata, eu sunt gata. Și eu. Cristina, te pregătești să intri? Da? Încep să număr 1. Te Da? deconectezi de tot și toate.
Da. 2. Corpul tău își reprinde energia lui proprie, se relaxează, se umple cu cele mai înalte vibrații. 3. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. 4. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxată. 5. Deschide ochii, Cristina, și opresc înregistrarea.